Directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică Marea Mureș a semnalat o situație neplăcută legată de faptul că standardul de cost pe pat pe an alocat pentru unitățile medico-sociale a rămas la nivelul anului 2016, respectiv 11.620 de lei, iar în acest moment suma nu acoperă cheltuielile salariale. Și am ajuns în situația să avem o finanțare și o bugetare în același timp la standardul de cost vechi, care nu va acoperi până la sfârșitul anului și nici în acest moment plata salariilor. Am discutat cu săptămâna aceasta, săptămâna trecută, cu doamnele asistente și cu managerul de la Târgu Lăpuș, de la Unitatea Medico-Socială și cu domnul primar. Direcția de Sănătate Publică a alocat o sumă corespunzătoare plăților salariale, dar dacă acest standard de cost nu va crește de la valoarea veche la undeva la aproximativ 17.000 de lei, se va ajunge ca în ultimele două luni sau trei luni din an să nu mai fie posibilă plata salariilor. La data de 31 mai, la nivelul Direcției de Sănătate Publică Maramureș, s-au derulat fonduri publice în sumă de aproximativ 19 milioane de lei.